Vedeți la ce s-a ajuns situația, să știți că nu este atât de roză pe cum vreți dumneavoastră să o vedeți. Mama Gabrielei a postat un mesaj, probabil Gabrielei nu este bine deloc și mesajul de să îi sună cam așa. Atunci când vrei să ai liniște și pace în viața ta, trebuie să ieri și să mergi pe drumul tău. Astăzi îmi spun părerea despre ce trăim eu și familia mea în ultimile luni după care o să-mi drumul meu și o să-mi amintesc mereu că lumea e diferită. Mesaj pentru toți judecătorii și specialiștii de pe Facebook. Atunci când judecați un om și emiteți păreri despre el și viața lui, fără ca măcar să-l fi întâlnit o singură dată, faceți o greșeală mare și un păcat în fața lui Dumnezeu. Pentru judecată faptelor greșite există tribunale, iar pentru judecata păcatelor există Dumnezeu. Atunci când un om este Trădat, mințit, umilit, are nevoie de compasiune și susținerea celor din jur. Nu trebuie atacat din toate părțile de semenii lui, așa cum haita de lup își atacă Prada, Ex lipsă de apărare. Uf, celui care spunea că îi iubește, îi spun doar atât. Va Valentin. Aceea nu e iubire. Înainte să poți trăi acest sentiment, trebuie să existe respect și multă grijă pentru persoana de lângă tine. Iar mama ta nu pare pregătită. Păi, sincer, chiar m-a emoționat acest mesaj pentru că îmi dau seama că dacă doamna uh, a ținut să scrie aceste rânduri, e clar că situația Gabrielei nu este tocmai am <gură> ok. Și asta vă spuneam și ieri când am văzut primele întrebări și răspunsuri ale lui Valentin. Spuneam că nu ar fi trebuit să facă treaba asta și că ar fi trebuit să se gândească în primul rând la Gabriela și la faptul că este însărcinată. Iar dacă Gabriela îi provoacă anumite stări emoționale, de orice fel toate aceste lucruri, ar fi trebuit să se oprească și să nu mai fac acest lucru. Am văzut că și dimineața a postat un mesaj extrem de răutăcios. Nu, nici nu mai vreau să vorbesc despre asta. Nu-i mai trimiteți mesaje, Gabrielei, că îi fac rău. lăsați un în pace. Până la urmă, nu sunt singure care s-au despărțit. Foarte bine că au făcut asta. Fiecare își vede de drumul lui. Puteți să susțineți pe cine vreți. Puteți să... Nu știu... Dar chiar nu e treaba noastră. Pe bune, fata asta este însărcinată, ar putea să pățească multe datorită emoțiilor. Deci nu e corect ce se întâmplă. Pe, dacă ai și mama ei să vorbească, vă dați seama că nu este o situație foarte bună. Deci gata, stop. Poate să vorbească Valentin cât o vorbi. Nu-l mai băgați în seamă, nu-i mai trimiteți mesaje. lăsați l să se bucure de libertate și de fericire.